Așa vă văd angajații dumneavoastră. Unde, ca să știm? Bună seara! Bună seara! Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că nu am să vă spun mare lucru, pentru că în acești 7 ani ați spus dumneavoastră numele meu totul. Și ați spus-o foarte bine. Astăzi suntem aici pentru că voi, dragii mei, m-ați făcut nu director, ci un om mândru de faptul că sunt un actor care are grijă de un teatru. Numai datorită dumneavoastră. Și vă mulțumesc. În înțelepciunea sa, maestru Beligan a spus cândva, și mi-a rămas în cap, actorul de teatru este un sculptor în zăpadă. Minunat, maestre. Anul acesta, după 7 ani, a trebuit să-mi duc și eu toată arhiva. Pentru a o arhiva, pentru că nu mai am unde să o depozitez. Și la momentul de predare, recepție a arhivei Teatrului Metropolis, au lucrat foarte mulți oameni, o doamnă mai în vârstă, care coordona o domnișoară foarte drăguță, care pune totul pe computer, și a zis, aceasta este arhiva Teatrului Metropolis. Și am descoperit că 3/4 din ea însemna administrație. 3/4 din documente erau doar contracte, contabilitate și toate cele. Și doar 1/4, din păcate, era viața noastră. Și atunci m-am încăpățânat să cred că acei 7 ani de acasă și cei 7 ani de școală, pentru care vă mulțumesc, domnilor profesori, trebuie consemnați. Ele trebuie să rămână în arhivă. Trebuie să rămână în memoria tuturor. Ca să nu rămânem doar niște sculptori în zăpadă, maestre. De aceea, la plecare, veți primi acest album, această enciclopedie, cu cei primii 70 de actori care au pășit pe scena Teatrului Metropolis în acești 7 ani. Iar la anul voi dedica cea de-a doua ediție, cea de-a doua enciclopedie, regizorilor și actorilor tineri. Și așa voi face în fiecare an. Atât vreau să vă spun ca și paranteză înainte de discursul meu. Pentru că discursul meu cuprinde 7 pagini. 7 ani. Și ele se numesc așa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și pentru că a existat, voi ieși puțin din desfășurător, mulțumesc pentru ajutor, sunt emoționat, pentru că este foarte greu să faci față unei asemenea frumoase presle din care v-am zis, sunt mândru că fac parte. Înainte de a părăsi scena, o să dau și un premiu. Nu erau, erau doar 7 premii. Și îl voi da pentru cel mai tânăr actor al Teatrului Metropolis. Așa că îl invit în scenă pe Alex să își ia premiu. Alex, te rog frumos să te prezinți. Eu nu știam că vei lua premiul, am fost luat prin surprindere. Uite un microfon aici pentru tine să vorbești. Dacă ai să ne spui câteva cuvinte, dacă nu, eu cum le ghicim. Iată un discurs foarte sincer. Bun, o să încerc să te ajut eu, deși nu știam că... o să spun niște întrebări și poți să-mi răspunzi.
În regia cui ai jucat prima oară la Teatrul Metropolis? În regia lui Gelu Colcean. Înțeles. Bun. Și cu ce actori? Care actor ți-a plăcut cel mai mult? Care dintre ai grijă că sunt toți în sală? Atenție, ori îi spui pe toți. Cu cine ți-a plăcut cel mai mult să joci? Cu foarte mulți. Bun. Cum te simți ca cel mai tânăr actor al Teatrului Metropolis? Cum ești în fața colegilor tăi? Ești mândru? Au venit să te vadă? Vin să te vadă la teatru? Mă simt foarte bine, pentru că știu că ei nu m-au tratat ca un pic, ci m-au tratat ca un coleg. Înțeles. Foarte frumos. Ia spune-ne, ce vrei să te faci când o să fii mare? E Vașcu. E clar, mulți centimetri nu are de acoperit. La înălțime vă potriviți, îți mai trebuie facultate și talente. Bun, vă mulțumim frumos, felicitări!